salut! În acest clip o să discutăm despre macronutrientul grăsim. Grăsimile au 9 kilocalorii pe gram. Necesar pe kilogram de masă uscată un gram de grăsimi să-l consumăm din alimentație. Da? Pentru că grăsimile furnizează acest graș esențial pentru corpul nostru care nu-i poate furniza și sunt necesari. Grăsimile ele ajută da, la restabilirea, creșterea da, părului, unghiile, pielea să fie sănătoasă, creierul e format aproape tot din grăsimi, da? Grăsimi și apă, deci grăsimile sunt foarte esențiale. Plus, ele ajută la asimilarea vitaminelor A, D, E, K, da? În organism. Fără grăsimi, ele pur și simplu ies din noi. De aceea aș spune că în salat un pic de ulei e destul de bine, că e catalizator pentru absorpția vitaminelor, da? Grăsimile se împart în categorii. Sunt saturate, care sunt în formă solidă, da? Ca de exemplu din carne, da? Ele de obicei au predominant legături unice între moleculele de carbon, da? Și ele sunt din carne de porc, vită, untul, da? Care e din lapte făcut, frișca, smântână. Uleiul de cocos, apropo, tot e grăsime saturat, pentru că el la temperatura camerei e tare, el nu e lichid. Grăsimi saturate nu trebuie să fie mai mult de 30% din norma întreagă a zilei de grăsimi, da? Dacă, de exemplu, aveți 90 de grame acolo de grăsimi, da, maxim vreo 30 ar fi bine să fie saturate, nu mai mult. Restul trebuie să fie nesaturate. Și grăsimile nesaturate, care sunt în formă lichidă, se împart în două categorii. Polinesaturate, care au mai mult de două legături duble între moleculele de carbon, da? Libere în lanț. Ele sunt uleiurile vegetale, floarea soarelui, rapiță, uleiul de palmier, da? Omega 3 și 6, care în producte se conțin în semințe de floarea soarelui, în nucă grecească, pește, gălbenuș de ou. Apoi sunt mononesaturate, care au o singură legătură dublă între moleculele de carbon, da? Liberă. Uleiul de măslini, măslinile, avocado, nucile pican, alunile, migdalele, semințele de bostan și susanul. Acestea au fost cele mai sănătoase surse, spunem, de grăsimi, da? Care sunt poli și mononesaturate. Ar fi de preferat că majoritatea grăsimilor în alimentație, anume din categoria aceasta, să fie cu toate, că cele saturate nu sunt rele, ele oricum este nevoie să le avem în alimentația noastră, pentru că ele au alt scop în organism și oricum organismul nostru are nevoie de ele. Da? Acum trecem la transgrăsimi, cele mai periculoase și dăunătoare, toxice grăsimi de planeta asta pentru organismul nostru. Da? Ele recent, nu așa tare de mult, au fost inventate, făcute, da? Și introduse în alimentația noastră. Nu știu de ce, pentru că, de fapt, știu, acum și am să vă explic. Ele au apărut din timpul războiului, pentru că nu erau destui bani și trebuiau să hrănească toți luptătorii cu ceva, da? Dar trebuia un product care să nu strice, mult timp să țină, să-l trămată, să nu trebuiască temperaturi joase, de exemplu, ca untul, că să-l păstreze, da? De ce s-au inventat transgrăsimile? Ele cum se fac? Să ia grăsimile nesaturate, da, care sunt lichide, polinesaturate, care au mai multe legături duble între moleculele de carbon și pentru un proces de hidrogenare, da, moleculele acelea se ocupă cu hidrogen și se face grăsime saturată, care e solidă, da, adică din ulei de palmier, de floarea soarelui, de rapiță, fac margarină. Iar că asta și este tot procesul, da. Asta deja e procesul maximal, da? Dar mai sunt și cum fac? Le lasă în stare lichidă, adică parțial hidrogenate, da? La fel, se ia de exemplu, care e diferența? Ulei de floarea soarelui nerafinat, asta e grăsime polinesaturată, da? Dar rafinat, asta deja are 15% de transgrăsime, da? Ți-a înțeles ideea? Ulei de floarea soarelui nerafinat, rafinat deja are transgrăsimi. Și de aici, ideea merge mai departe. Cel mai ieftin ulei de rapiță și de palmier parțial se hidrogenează și în aceste uleiuri care deja conțin transgrăsimi se folosesc în toate fast food-urile.
бургер ли, карня прăjită, cartofele prăjite, toate acestea sunt prăjite în transgrăsimi. Plus nu se schimbă la timp și substanța cancerogene acolo deja sunt atâtea că e de mirare cum de oamenii nu ies deja morți din restaurantele astea. Adică ele duc la cancer, la multe boli. Sunt foarte, foarte dăunătoare, da? Adică ca idee că măcar să fiți înarmați și cu cunoștință și să aveți în vedere când mâncați, ce mâncați și ce procurați, da? Care e plusul cel mai mare pentru producători de transgresim? Dacă ele au termen de condiții, au termen de expirare enorm, mult mai mare ca la un unt, de exemplu, da? Plus condițiile de păstrare nu sunt așa stricte, pentru că ți nu trebuie, de exemplu, frigider pentru că ți-ai margarina, pentru că ea nu o să stopească, da, față de unt. Și nu se strică și plus e foarte ieftin. Ulei de rapiță, de palmieră sunt mai ieftini, de exemplu, ca ulei de floarea soarelui sau un generis, iei unt, de exemplu. Tu faci margarină și iei de 3-4 ori mai ieftină ca untul, da? Adică banii. Ei eu cu ieftin, vă vând cu scump. Simplu de tot. Pentru ei nu interesează sănătatea noastră, da? Grăsimile trans, de ce sunt pentru noi foarte dăunătoare? Pentru că ele nu pot fi prelucrate de organism, ca grăsimile normale, da? Ele nu aduc niciun folos, numai daune. Ele se depun predominant pe abdomen și ele sunt ultimile și cel mai greu de ars când vrei să te definești. De ce? Untul, de exemplu, da? El stopește la 28-36 de grade, da? Dar transgrăsimea la 60-65. Corpul nostru cât are? Da? 36,6, corect? Untul ai mâncat, s-o topit, s-o prelucrat. Asta nu stopești. Asta e o travă. Și dacă o grăsime normală, timp 24 de ore, se prelucrează în corp, apa asta stă zile întregi, organismul tot încearcă și încearcă ceva să facă cu ea și în final ajunge în jurul abdomenului și ne îngrășăm și nu mai putem să mai slăbim. În orice caz, e mult mai greu să slăbești o grăsime depusă din sursă sănătoasă decât din transgrăsime, da? Ele se conțin de obicei în croasante, în copturi, în biscuiți, în ciocolate, anume umplutura din ciocolată, acea lichidă, e imposibil practic de făcut fără margarină, da, transgrăsime, adică sănătos, s-o face foarte, foarte greu. Majoritatea brandurilor serioase care au ciocolate scumpe, la ei ies fără umplutori, da? Dar toți care fac umplături, lichidi, sosuri, ca toate acestea, le conțin transgrăsimi. Plus, fără grăsimile astea trans, fără margarină, e imposibil de făcut normal croissantul ăsta pufos, da? Și de aceea el e ca în toate acestea și biscuiți, e ieftin și unele rețete e imposibil de făcut fără ele și e folosit. Sau dacă e posibil, e așa de scump că nimeni nu scumpere productul, da? De aceea ei sunt nevoiți să folosească ieftineala asta, că noi să le putem, să ne permitem să o cumpărăm, da, mâncarea asta ieftină. Plus mai este încă minus că, e ca, cum se spune că de la colesterol rău, da, se formează ateroscleroza, da, care duce la infarct miocard, da? Dar asta nu e din grăsimi bune, asta e ca din transgrăsimi. Transgrăsimile formează, v-am spus că nu stopește la temperatura corpului, ele în sânge formează bucăți mai mari care se lipesc în vene, da? Și în final, când bucata aceea e prea mare și deja sângele n-are pe unde să treacă și împinge și la un moment când o dezlipește și ei ajunge undeva în inimă unde deja au blocat ceva, se face infarctul, da? Sau un creier, în genere insultul, dar ajunge într-o venă mai subțire, unde deja au blocat complet. De aceea, transgrăsimile evitat maximal. Ele de obicei scrise sau le puteți avea ascunsă, ele de obicei... Margarina e clar, margarina nu mâncați, mâncați numai unturi, nu mâncați nimic. Margarina în casă nu trebuie să aveți, nu trebuie să consumați sub nicio formă, da? Întoarceți la ingrediente, citiți și cătați. Dacă este margarină sau uleiuri vegetale, că ele așa s-a ascuns, am observat. Aici nu. Dar e ca la noi în țară așa le ascund. E scris ulei vegetal și nu e scris sursa. Asta după lege e imposibil așa ceva să faci. Aici dacă e scris ulei vegetal, în paranteză e scris palmier, rapiță. Asta e căcat, dacă așa pe scurt. Da?
Pentru că normal ar trebui să fie ceva mai de mai calitate. Măcar în cel mai mizer caz, floarea soarelui, cu toate că nici ăsta nu e cel mai bun. Da? Dar la noi am observat că în citești, e scris ulei vegetal și nu e scris sursa. Asta înseamnă că asta și este transgresime, pentru că ei nu indic sursa nu de atât că e bună, dar chiar a unt, el nu e prost, el îți scrie că e unt și se lauda cu asta pe toate publicitățile. Dar odată și ascunde și e scris așa, multă minte nu trebuie să-ți dai seama de și el asta ascunde. Asta e și cam cum mai ascund ei, nu știu dacă asta îmi pot aduce amintea mea toate, că eu de ani de zile deja toate acestea le studiez. Putem să uit câte ceva. Da, asta, trebuie să vă feriți de ulei. Uleiul de palmier, el, dacă e ca de floarea soarelui, simplu, lichid, el, ca tare, el e bun. Dar el e foarte, foarte ieftin. Din cauza asta, garantat, îi fac prostii cu dânsele. Tu nu știi acolo când e scris ulei de palmier, el e bun sau el e hidrogenat și, da, mă, e transgrăsimi. Ca floarea soarelui rafinat, da, el e cu transgrăsimi. Dar și mai spui de palmier și ala în ciocolatele ieftine, de genul Snickers, da? Ar fi de preferat nici nu fie prezente aceste ingrediente. În ciocolată gustoasă, de obicei sănătoasă, adică nu gustoasă. Acolo e folosit ori untul din lapte, da? Ori unt de cacao. Asta e o calitate foarte bună și scumpă de unt. Și de obicei așa e scris, ori de lapte unt, ori de cacao, grăsime, adică sursa de grăsime, da? Și gata. Și deja cacao acolo, zahăr, ceva alimentar. Adică cât mai scurt trebuie să fie rândul de ingrediente. Asta au fost tot. Sper că n-am uitat nimic. Dar și chiar dacă am să uit, să mai fac un clip cu ceva nuanță noi. Da? Dar asta au fost majoritatea ce am vrut să vă spun. Sper că o să vă fie de ajutor această informație. O să aveți în vedere ce mâncați și cum mâncați. Și vă urez să trăiți o viață lungă și sănătoasă fără probleme cancerogene de la transgresim. Dați un like și ne vedem în următorul clip.